Salutare tuturor, numele meu Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vă arăt 3 website-uri unde puteți face 1000 de euro, mai puțin sau mai mult depinde de munca pe care voi o să depuneți pe aceste website-uri. Înainte să începem videoclipul și să vorbim despre aceste website-uri, nu uitați să lăsați un like și un subscribe la canalul meu pentru că mă ajută foarte mult. Bun, o să începem de la cel mai mă rog, nu cel mai slab, e unul care, pe care eu nu l-am încercat și o să începem de la ăla la cel mai bun pe care uh, lucrez eu acum. Bun, o să începem cu uh, Substack, Substack, da? De exemplu, acest website te plătește să scrii, uh, să scrii articole da? și te plătește destul de bine din câte am înțeles, doar că eu nu am avut, uh, nu am avut, timp, nu am avut timpul necesar să, 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 să îl încerc dar le-am încercat pe celelalte două. Cum funcționează tu? Îți scrii, scrii articole, da? Îți deschizi o pagină, scrii articole și o să primești abonamente. Da? O să primești abonamente de la diferite persoane. De exemplu, această persoană are peste 1000 de abonați la 5 dolari pe lună. Da? Așa, poți, așa puteți și voi să faceți chestia asta. Um, Puteți face bani din abonamente, da? de exemplu, ăsta are abonament la 10 dolari, ăsta 7 dolari și tot așa. Da? Deci puteți face chestia asta, am impresia că poți să faci bani și dacă scrii pentru aceste, aceste abonamente, nu sunt sigur, dar puteți încerca. Eu o să-l încerc și eu când o să am un pic mai mult timp liber, da? pentru că sunt foarte ocupat momentan, poate luna viitoare. Deci ăsta este primul website unde poți să faci 1000 de euro dacă, dacă depui munca necesară. Uh, bun, al doilea website unde puteți face 1000 de euro se numește Vocal. da? La fel, Vocal scrii articole, da? Depinde de... Uh, te uiți și tu și vezi ce articole funcționează pe Vocal. Uh, eu am încercat uh, în niște articole în nișa finanțelor și nu funcționează așa bine pe Vocal și sincer să fiu, nu prea pot să-mi dau seama ce, ce articole funcționează pe, pe Vocal. Pe Vocal, la fel, puteți primi bani din, din vizualizări, da, din afară sau din, din interiorul website-ului. Puteți primi un fel de abonamente, da, persoane care își împart abonamentul la da, cu tine, nu știu, primești jumătate, abonamentul este 10 dolari și tu primești 5 dolari sau nu știu cât exact. Și mai poți să primești tipsuri. da, Adică persoane care nu știu, le plac, le-a plăcut așa de mult articolul tău încât vor să te răsplătească cu un tips. Da? Și poți să trimită o sumă de bani um, cât vor ei. Uh, cu 5.600 de vizualizări eu am făcut 21 de dolari. Um, Astea au fost din niște bonusuri, da, pentru că am scris, am scris undeva la 50 de, de articole, mă rog, nu le-am scris, le-am luat de pe Medium pentru că le-am luat de pe pagina mea de pe Medium și uh, uh, le-am le uh, uh, mutat pe Vocal și am primit uh, 35 de dolari și 21 de dolari din uh, citiri, da. Și momentan în luna uh, în luna decembrie am făcut 16 dolari. Uh, nu prea am postat, nu am mai postat, am postat, cred că o dată pe săptămână, habar n-am, dar nu am postat, să zicem că, -am, nu știu, m-am ținut de acest website și să postez, pur și simplu l-am încercat, am retras 35 de dolari, 35 de dolari, după cum vedeți aici, da, am retras bănuții ăștia și în, în balanță a rămas doar, în cont a rămas doar 6 dolari și cred că o să mă apuc să postez din nou pe, pe Vocal, doar că pe Vocal e o problemă, acceptă doar articole care au peste 600 de cuvinte, da, și e destul de... E destul de greu să faci aceste articole, dar dacă vrei, chiar poți să faci, poți să faci bani cu acest, cu acest website. Înainte să să înainte să văd în comentarii doar oh, dar nu toată lumea știe, nu toată lumea face asta, nu toată lumea. E greu, dar poți să faci bani, o să vă, o să vă arăt imediat cu următorul website. Poți să faci bani uh, cu acest gen de de, de website-uri, puteți face foarte mulți bani. Sunt foarte multe metode de a face bani pe internet, pur și simplu că necesită un pic de muncă, da? Adică și dacă te duci și te angajezi ca să îți iei salariul la sfârșit de lună, tu trebuie să muncești, nu? adică mi se pare corect și la fel și pe internet, dacă vrei să faci bani, trebuie să muncești, nu e ca și cum uh, o să vină și o să cadă din cer bani că ai tu internet, uh, nimănui nu-i pasă, trebuie să muncești dacă vrei să ai bani, uh, depinde de tine cum vrei să muncești, dacă vrei să muncești, depinde de tine, uh, bun, deci pe vocal puteți face bani, uh, Chestia ce mi place pe Vocal este că te plătește și din vizualizări din afară și din vizualizări din untru site-ului. Deci, mi se pare foarte interesant, adică poți să primești, poți să ai un articol care se duce viral pe Google, da? aduce foarte mult trafic de pe Google și tu o să primești bani pentru fiecare vizualizare. Mi se pare foarte interesant, nu știu exact cât plătește pentru o pentru de citiri, am citit undeva că plătești undeva la. 2 sau 3 dolari, nu mai ține, nu, nu, 4, 4 dolari, nu mai țin minte exact unde am văzut chestia asta, dar am impresia că plătește mai mult, pentru că eu am 5.000 și am făcut uh, 21 de dolari. Uh, nu știu exact unde să mă duc ca să văd, știu, știu exact, uh, a, uitați, pentru 7, 700 de vizualizări am luat 2 dolari, deci și asta a fost publicat tocmai în decembrie, pe 7. Uh, nu știu exact unde să mă duc ca să văd chestia asta, știu că pentru, pentru dacă îți cumperi mediu, dacă îți faci upgrade la cont, da? și îți dă 6 dolari pentru fiecare 1000 de de citiri. Am impresia că pentru, a, uite aici. Îți dă 3,80. Și am impresia că îți dă mai mult, de atât, dar da. A, și dacă dacă nu îți faci upgrade poți să retragi atunci când ai 35 de dolari în cont și dacă îți faci upgrade poți să le tragi 20 sincer să fiu, chiar nu mă interesează că eu mai postez articole aici și generează vizualizări în fiecare zi chiar dacă sunt puține dar vin vizualizări în fiecare zi chiar dacă nu postez puteți vedea aici când postam da primeam vizualizări destul de multe și acolo am făcut majoritatea banilor o să mă apuc în curând să... să mai postez pe Vocal când o să am un pic de timp mai mult. Um, al treilea website, nu, primul website, nu. am luat o am ceptat de la 3, nu? de la cel mai rău la cel mai bun, am zis, da? Bun, al primul pe locul întâi <laughs> uh, uh, ăsta este website-ul unde eu uh, lucrez cel mai mult și este Medium. Uh, pe Medium, la fel, poți să faci bani scriind articole, da, cum faci pe Substack, cum faci pe Vocal, poți să faci destul de mulți bani, depinde de cât activ ești și depinde cât de, de multe articole postezi și uh, cât de, uh, cât de uh, unice sunt. Da? Adică nu vrei să faci aceeași chestie ce face vecinul pentru că nimeni nu o să vină la tine. Uh, eu am două conturi pe, pe, pe Medium. Uh, pe asta îl las un fel de mai personal, Așa scriu chestii mai despre mine, da? mai despre altele. Și uh, contul ăsta unde luna aceasta, ăsta mi-a făcut în două zile, mi a făcut undeva la 7 dolari, dar am fost monetizat ieri. Nu, da, ieri am fost monetizat ieri și de ieri până astăzi am făcut 7 dolari și cu foarte multe, foarte multe, foarte puține postări, dar sunt articole uh, care durează foarte mult de făcut, deci da. Uh, dacă intrăm pe mediu și mergem la. Set, la la statusurile mele, puteți vedea că am avut 125.000 de vizualizări. Astăzi am puține vizualizări, doar 4.000, dar e ok pentru că nu prea am postat. nu am postat ieri, am postat doar câteva articole și nu știu. Nu, nu mai am idei. Și o să vedeți dacă și voi vă apucați de această metodă. O să, întâmina, o să întâmpinați problema asta în care nu mai aveți idei și nu mai știți ce să scrieți. Um, și um, o să vedeți, o să vedeți chestia asta pentru că nu e chiar foarte ușor, da? Și am văzut foarte multe persoane care copie din altă parte și le pun pe medium. Uh, poate chestia asta o să meargă o săptămână două, dar contul vostru o să fie închis. Fără fără supărare, uh, fără fără nicio supărare, da? Am văzut, uh, am, am, uh, am văzut o persoană și doar pur și simplu am am, uh, am verificat un pic articolul lui și era cred că era doar 20% unic și restul era plagiarism Deci, da, uh, încercați, dacă faceți chestia asta, încercați să nu depuneți prea mult efort, pentru că contul vostru o să fie închis și după o să veniți și o să țipați scam și chestii de-astea. Uh, luna asta pe medium și asta este a doua lună, mă rog, a doua lună întreagă, am făcut... Mm, Mergem mai jos, puteți vedea că fac în fiecare lună fac 101 dolari din abonamente. Am foarte multe persoane care se abonează la mine, apart, am de ce. Dacă mergem aici, am 46 de membri, da? Și pentru fiecare membru primește undeva la 2 dolari, cred, 2 dolari și un cent sau nu știu, 2 cenți, nu mai știu. Și am 1200 de urmăritori. Incredibil. Mă rog, dacă dau pe profilul meu, scrie, zice că am, 1200, am, 1300, deci da, am 1300, deci nu s-a nu și-a făcut update ăsta. Bun, dacă mergem aici și vedem cam câți bani am făcut eu luna asta, dăm jos și puteți vedea că luna asta am făcut 2292 de dolari din, 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 acest, din acest, website. Um, articulele pe care le fac durează destul de, de, mult, da, să faci tot research-ul ăla, să scrii, să verifici, să vezi că nu sunt plagiarizate și chestii de asta, durează foarte mult, da, dar dacă ai, de asta nici nu am timp să postez pe Vocal sau pe Substack, uh, mă mir cum de am timp să postez pe Facebook, uh, scuze, pe Facebook, pe YouTube uh, și mai sunt și la muncă, da, deci, uh, da, imaginați-vă, lucrez, uh, mai scriu și pe mediul care durează foarte mult Um, și de asta nu prea am timp să mai postez. că știu că am luat o am luat o pauză de la YouTube în ultima vreme, nu prea am mai postat foarte mult, dar am făcut 2200 de dolari pe medium. Um, da, mi se pare destul de ok. O să încerc și, nu știu, o să încerc și Vocal, o să încerc și Substack și o să o să investesc într un uh, într un robot care scrie pentru tine, da, sunt uh, Mă rog, nu scrie pentru tine, dar te ajută cu scrisul, da? adică când rămâi fără idei, pur și simplu pui o idee și robotul ăla te ajută cu idei. Pentru că ai nevoie, Da, uneori pur și simplu te blochezi și nu mai știi ce să mai scrii. Chiar un robot o să investesc în el, cred că e undeva la 70 de dolari pe lună. Mi se pare ok prețul ăsta pentru că poți să, poți să faci foarte multe chestii cu, cu acel robot, dar. Astea sunt, dar astea au fost aceste, a, au fost cele 3 website-uri unde poți să faci 1000 de euro lunar. Dacă v-a dacă plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un subscribe la canalul meu și un like la videoclip sau puteți să-l distribuiți cu prietenii voștri să afle și ei cum să, fac, cum să facă bani pe internet. A, sper că v-a plăcut, eu am fost Claudiu și ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!